discutăm cu Vlad Voiculescu, viitor viceprimar al Bucureștiului, și cu Oana Țoiu, candidatul SR Plus pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Doamnă Țoiu, spuneți-ne, vă rog, de fapt spuneți-ne cititorilor, de ce ar trebui să vă voteze? Să ne voteze, pentru că suntem o echipă și suntem o echipă puternică, cu oameni care vin din mediul de business, care au făcut lucruri în organizațiile non-guvernamentale și în carierele lor înainte, care au trecut pe la guvern o parte din noi în 2016 în guvernul tehnocrat și știm clar ce avem de făcut. Ce mai avem nevoie de puterea care vine cu votul, care formele astea să nu mai poată să fie ocolite. Ce v-a determinat să intrați în politică? Când ați decis că trebuie să faceți acest pas? M-am enervat. Terminase mandatul de secretar de stat, mă rog, nu se terminase el mandatul, ci am fost demisă de Olguța și de premierul de la vremea respectivă, în ziua în care au și început protestele în Piața Victoriei împotriva infamei ordonanțe 13. N-aveam un gând, ne-am apucat de politică, dar așa cum am pornit alte lucruri în viață, ONG-uri, startup-uri, ne-am apucat să facem un partid și să facem o mișcare politică pentru că era nevoie de ea. Domnule Voiculescu, zilele trecute, nu știu dacă nu chiar ieri, ați devenit subiect de presă pe o temă de atac care e în general folosită de USR Plus, studiile demnitarilor. Povestea este că ați terminat o facultate în 10 ani, iar ulterior v-ați angajat în instituții financiare. Cum ați avut acces la posturile alea fără o diplomă și care e de fapt povestea studiilor? Știrea era că m-am angajat și am avut o carieră fulminantă fără măcar să termin facultatea și că am avut funcții de conducere și că în spate sigur trebuie să fie cineva. Mai întâi de toate trebuie să spun că sunt dintre anii de care sunt foarte mândru, anii aceia de studenție și anii în care am lucrat după. Apoi sunt tare mândru de că am terminat o facultate și un master în Austria la Wirtschafts Universität Wien și recomand, dacă ar fi să recomand ceva demnitarilor noștri și tuturor politicienilor, ar fi să încerce să studieze în străinătate, într-o limbă străină, de exemplu în germană, și să vadă dacă reușesc. Wirtschafts Universität Wien este în toate topurile internaționale, în primele 20 de universități de economie din Europa. Este de asemenea o facultate pe care o termină circa 18% din cei care o încep. E un pic diferit față de facultățile pe care le vedem pe CV-urile demnitarilor din România și a politicienilor, care de multe ori numără 2-3 facultăți, eventual 1-2-3 doctorate. Cum ziceam, e un pic diferit. Ce am făcut eu este că am plecat la Viena la 18 ani fără să învăț germană, fără să știu germană, și am tradus totul cuvânt cu cuvânt în termen record, și anume 4 ani mi-am terminat toate examenele, cu excepția a două dintre ele, pe care le-am dat circa un an mai târziu, și m-am apucat să lucrez pentru că aveam nevoie de bani. Și în următorii ani am făcut vreo 4 ani tabere de limba germană pentru alții care veneau din România, din satul meu și din orașul vecinat, din Pucioasa. Am făcut rețeaua citostaticelor și am lucrat pe brânci în funcție de execuție, nu de conducere. Asta apropo de știrile pe care am văzut că le preia câte o publicație după alta și e interesant ce publicații preiau și cum preiau. E o chestiune de campanie, probabil că am necăjit câteva persoane și avea cercelor vorba. Că ai supărat persoane, e bine, înseamnă că ai făcut ceva bine. Eu încerc să nu mă leg niciodată de un actor politic sau altul, ci mai degrabă de fapte și mai ales de lucrurile care sunt relevante public. Dacă e relevant public, am terminat una dintre cele mai bune facultăți de economie din Europa, atunci mă bucur. Mie mi s-a părut arogant să vorbesc despre asta, ca să fiu cinstit, și despre ce am reușit să fac în primii 10 ani după ce am împlinit, după ce am fost major. Iar lucrarea de master cu care se încheie pasul ăsta de studiu, mi-am dat-o, cred că am stat 4 ani fără să-mi scriu lucrarea de master, și asta pentru că mi-am văzut de altele. Până la urmă am scris-o la în ultimul moment, și asta pentru că prietena mea de atunci m-a împins de la spate. Altfel,
Mi s-a părut că e mai important și să mă ocup să aduc medicamente și să-mi văd de carieră. Și da, în vest, cred că mulți români o să poată să vorbească despre cum, inclusiv pe poziții serioase de execuție și chiar pe poziții de conducere, dacă demonstrezi, dacă muncești din greu și demonstrezi că vrei și poți, atunci da, există și posibilitatea ca cu un titlu mai, chiar fără titlu de facultate, de fapt, să ajungi relativ departe. Nu e cazul, eu am terminat, cum spuneam, cu titlul de magister în Austria, o facultate pe care o termină, cum ziceam, 18% din cei care încep și durata medie de studiu este de vreo 7 ani. Dar astea sunt lucruri care pot fi verificate. Nu e ceva ce vă povestesc. Eu vă rog chiar. În Wirtschaftsuniversität Wien, Universitatea de Economie și Business din Austria. Domnule Voiculescu, nici acum nu sunteți viceprimar al Bucureștiului. De ce? Iată, lucrurile bune vin târziu la mine. Dar da, de data asta cauza nu mai e deloc în felul în care prioritizez eu lucrurile. Eu am rămas în administrația locală, am candidat, chiar după ce m-am retras din cursa pentru primărie, am susținut un candidat independent și am mers mai departe pe ceea ce îmi propusesem. Ce s-a întâmplat e că la câteva săptămâni, de fapt la o lună, aproape fix la o lună după alegeri, guvernul liberal a schimbat regulile jocului. Printr-o ordonanță de urgență au schimbat codul administrativ și au făcut în așa fel încât până nu sunt validați și nu depun jurământul toți consilierii generali, viceprimarii nu pot fi aleși. E vorba de un viceprimar de la USR Plus, în persoana mea, și un viceprimar de la PNL. Deci capitala nu are viceprimar în momentul ăsta. A fost, din punctul meu de vedere, un pas greșit al guvernului. Neetic, dacă vreți, dar și fără mult sens, altfel decât poate un sens electoral. Sau oricum efectul a fost electoral. Și am vorbit public despre asta, nu văd cu plăcere premierul își face campanie în spitalele București. Dar pot să accept asta ca pe o stare de fapt, nu ca pe una pe care mă bucur să o văd. În circa 2 săptămâni lucrul ăsta se va rezolva. Doamna Țoiu, ați lucrat cu domnul Voiculescu în guvernul tehnocrat din 2016, proiecte comune între Ministerul Sănătății și al Muncii. Ne puteți spune câteva cuvinte despre aceste programe? Da, dar înainte de asta, o să vă spun în premieră, că în timp ce l-ascultam pe Vlad, mi-am dat seama că, dat fiindcă se apropie sfârșitul campaniei, s-ar putea să apară tot felul de reportaje cu diplome. Și înainte să apară titlul cu Oana Țoiu a renunțat la 2 facultăți, poate e cazul să clarific că am început 3. Asta puteți să spune că aveam o părere mai bună despre mine la 19 ani decât s-a dovedit pe parcursul anilor de maturitate, dar am început 3 facultăți, tot de stat, la fără taxă, inițial cum intrase, în Facultatea de Științe Politice, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitatea București și la Universitatea Politehnică, Facultatea de Telecomunicații, unde, dacă mi-aduc bine aminte, cred că am luat 10 la fizică la admitere. La vremea respectivă mi era ușor neclar dacă o să mă fac inginer sau expert în telecomunicații, că mi era clar că partea asta digitală și de comunicare e foarte, foarte importantă pentru viitor. Jurnalist, comunicator sau, iată, științe politice, unde m-a dus viața mult mai târziu. Undeva pe la sfârșitul anului întâi, cred că mi-am dat seama că e imposibil să frecventez la zi 3 facultăți, din care una e politehnică, și am renunțat la 2 dintre ele. Am diplomă de facultate, însă, de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Asta am vrut să clarific și am renunțat și la un master. Am început un master de antropologie cu Vintilă Mihăilescu, care la vremea respectivă era unul dintre cei mai recunoscuți antropologi din lume, aș îndrăzni să spun. Dar apoi a decedat, din păcate, Vintilă, datorită unei boli necruțătoare. Și asta s-a și suprapus cu o perioadă de vârf pentru noi în organizarea pe Plus și în Alianță în București. Și atunci am suspendat cursurile la masterul de antropologie. Asta ca să fie toate cele 3 renunțări publice. Da.
Da, să mă întorc la întrebarea de 2016, pe ce am lucrat împreună. E un lucru pe care îl păstrăm și acum în programul de guvernare, și anume că partea de sănătate ține foarte mult și de acces. Și calitatea vieții oamenilor nu ține doar de tratamentul medical de la capăt de drum, să spun așa, ci foarte, foarte mult și de resursele la care au acces la început. Unul din proiectele foarte dragi mie, asta și pentru că la vremea respectivă aveam copii foarte, foarte mici, e kitul pentru bebeluși, e după modelul. S-a implementat asta pentru că la vremea respectivă avea ce are România acum, și anume o uriașă rată de mortalitate infantilă. E relativ simplu conceptul. Când mamele, în special mamele vulnerabile, pleacă din maternitate, să poată să plece acasă cu lucrurile de care au nevoie pentru îngrijirea bebelușului. Hainele potrivite, câteva obiecte de igienă, termometru, și o cutie, care poate servi și drept pat pentru bebeluși. De ce este? Pentru că România are o situație locativă dificilă. De multe ori avem printre cel mai mic spațiu pe locatar, să spun așa, în special în mediul urban, și de multe ori nu există camera bebelușului sau nu există în unele familii resurse ca să fie cumpărat pat pentru bebeluș. Atunci cutia respectivă ar fi funcționat ca atare, tot astea din bani europeni, special pentru asta. Asta a fost în 2016, noi am semnat atunci și negocierea cu Comisia Europeană pe alocarea fondurilor respective, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, și am lucrat împreună cu Institutul Mama și Copilul și pe lucrurile care să fie în cutie, prețurile pentru fiecare, preluând din experiența Finlandei. Ei bine, din 2016 până astăzi, nu știu dacă mă înșel, dar cred că fiecare ministru a făcut un fel de conferință de presă în care a relansat proiectul, ceea ce bun, până la urmă jocurile politice. Partea foarte proastă însă este că proiectul a tot fost relansat în conferințe de presă și nu a fost de fapt niciodată pornită nicio achiziție de la nivel central pentru niciun scutec din ce trebuia să fie în cutia respectivă. Banii sunt în continuare acolo, au fost irosiți 4 ani pentru asta și ar trebui să fie reactivați astfel încât când acasă să ai ce ai nevoie pentru bebeluș, indiferent de situația materială. Pentru că asta previne și din bolile de mai târziu, un pic, da? Un minim nivel de siguranță care trebuie sigur dublat și de asistenți medicali care să vină să monitorizeze starea bebelușului, și asta e acum programul nostru de asemenea. E păcat că resursele astea stau constant în sertar, nu poate să fie folosite pentru altceva și sunt la un click distanță de a finanțate licitațiile ca să poată să ajungă la mamele care au nevoie. Domnule Voiculescu, mă întorc la dumneavoastră cu o altă întrebare. Nu știu dacă e incomodă sau nu. Există tot felul de speculații de-a lungul timpului că, de fapt, relația dumneavoastră cu Nicușor Dan este destul de tensionată și că în ultimul timp s-a degradat. Este adevărat? E de fapt exact pe dos. Dar dincolo de simpatii personale, avem un pic de treabă. Adică București este într-o situație deloc comică, de altfel. București într-o situație dramatică pe toate planurile, din punct de vedere financiar. Numai datoriile curente sunt undeva peste 4 miliarde de lei. Vorbim de datorii de facturi care trebuiau plătite. Da. Asta înseamnă cam un buget. Și dincolo de asta sunt foarte multe proiecte blocate și o instituție sau o serie de instituții, Primăria Capitalei și toate administrațiile și companiile municipale, într-o formă deloc de invidiat. Altfel, sunt absolut sigur că în majoritatea confortabilă pe care o avem în Consiliul General, cu 17 consilieri USR Plus, 12 PNL, posibil să se alăture și câțiva consilieri de la PMP. În configurația asta și împreună cu primarul general o să putem să facem treabă. Deci aș spune că mai degrabă sunt speculații de presă care, sigur, întotdeauna pornesc de la un sâmbure de adevăr, dar nu există niciun fel de tensiune în momentul ăsta între noi ca persoane.
Altfel, sigur, noi suntem într-o competiție electorală cu PNL, dar PNL, pe de altă parte, ar trebui să fie partenerul nostru de la guvernare și este cu siguranță partenerul nostru de guvernare locală aici în Bucur. Acum că tot ați menționat, care este părerea dumneavoastră referitoare la aceste atacuri între USR și USR Plus și PNL? Este o strategie de campanie sau se deteriorează relația? Sau nu pot funcționa împreună, propriu-zis, cele două formațiuni? Nu știu exact la care atacuri vă referiți, dar o să vă spun că numele meu spune că adevărul trebuie pronunțat, adevărul trebuie să iasă la iveală și cred că este datoria noastră ca oameni care își asumă responsabilități publice să spunem adevărul. Dacă adevărul ăsta supără câteodată, atunci, da, dacă supără partenerii sau competitorii politici, lucrul ăsta se poate întâmpla. Regulile pe care le avem noi, autoimpuse, sunt acelea de a evita atacul la persoană și de a evita atacurile gratuite. Dar când vorbim despre ceea ce ar trebui făcut într-un domeniu sau altul, sau ceea ce ar fi trebuit făcut, de exemplu, pentru spitalele din România în ultimele 12 luni, atunci cred că trebuie să spunem că politizarea nu a încetat nici sub guvernul PNL. Numirea de manageri politici, numirea de politruci de la un nivel sau altul din PNL, a înlocuit numirea unor alți politruci de la PSD. Și când spun politruc, spun un om care s-a implicat în politică, dar nu are niciun fel de capacități profesionale care să îl califice pentru un post sau altul. Cred că dacă, dincolo de modul în care au procedat partidele vechi, și nu le mai înșir, că știe toată lumea la cine mă refer, de a numi pe toate funcțiile oameni din partid, ceea ce nivelul de degradare profesională la care au ajuns multe dintre instituțiile din România se datorează exact politizării și recrutării pe care o fac aceste partide politice. Adică dacă ar fi oameni, n-ar nimeni nimic împotriva unor oameni care au și carnet de partid, dar simplu gând că cineva face parte din conducerea de filială sau națională a unui partid politic și că asta îl califică sau o califică pentru o funcție importantă într-o instituție a statului e de neacceptat pentru noi. Și va rămâne de neacceptat. Nu o să ne schimbăm. Asta este ADN-ul nostru. Și fie acum că suntem în Parlament, respectiv în Consiliul General, fie mai târziu când vom fi la guvernare, nu știu, dacă vreodată nu o să mai acționăm așa și nu o să mai spunem adevărul și o să ne complacem în lucruri care sunt de neacceptat, sper că oamenii ne vor taxa. Sper ca membrii noștri, și sunt sigur că membrii noștri vor spune, hei, nu de asta v-am trimis acolo, nu de asta v-am acordat încrederea. Vrem să faceți lucrurile altfel. Noi suntem loiali celor care ne acordă încrederea din membrii noștri de partid și celor care ne acordă încrederea, oamenilor care ne acordă încrederea la fiecare nivel. În București sunt 175.000 de oameni care au votat Alianța USR Plus. Asta înseamnă ceva. Doamna Țoiu, USR Plus și-a asumat pentru următorii 4 ani 40 de angajamente. Ne puteți spune la care dintre ele veți lucra în viitorul legislativ? Da, sigur că da. Vreau să clarific puțin cum am ajuns noi la astea 40 de angajamente. Știu că discursul ăsta politic cu sutele de experți care lucrează cumva a devenit obositor în fiecare campanie, dar de data asta e adevărat. Au lucrat atât oameni din Plus și din USR, cât și experți în domeniile lor care n-au intrat în partide. Și asta completează puțin ce spunea și Vlad mai devreme, pentru că un lucru care e foarte important este să ne asigurăm că deschidem ușa pentru competență și din afara politicii. Sunt oameni foarte buni în ceea ce fac, care s-au lovit de probleme pe care știu cum să le rezolve și vor să contribuie la asta, ajutându-și reprezentanții pe care i-au ales. Cred că ăsta e un mod mult mai normal de a face politică și asta o să fie și abordarea mea în legislativ, ca să răspund întrebării
tale, ca pe fiecare din lucrurile pe care le ducem înainte, să lucrăm cu comunitățile de experți, dar în special cu comunitățile de oameni care sunt afectați de măsurile respective. Acum, față de cele 40 de angajamente, le răspund la două lucruri. Una dintre ele este să reparăm ce nu s-a făcut în trecut. România a avut și bani și resurse și sprijin european și de toate felurile în ultimii 30 de ani să rezolve câteva probleme vechi. Școlile, de exemplu. Angajamentul pe care îl avem noi cu școala de la 8 la 5 înseamnă așa, școală într-un singur schimb dimineața, masă caldă la prânz, pentru că ai nevoie să poți să fii hrănit și să fii hrănit bine zilnic ca să poți să înveți. E o chestie absolut de bază care în multe țări, și Republica Moldova de altfel, există deja de ceva vreme. Și activități de tip after school opționale, sport, cultură, sprijin pentru teme, în așa fel încât programul pe care l-au copiii să poată să fie în oglindă cu programul pe care l-au părinții când muncesc. Ca să nu fie un lux să depinzi de prezența unor bunici sau să depinzi de capacitatea de a-ți permite o bonă ca să poți să lucrezi pe parcursul zilei și copiii să aibă sprijinul de care au nevoie. Toate astea puteau să fie făcute deja. De altfel, un pilot lansat în 2016, inițiat atunci de Anca Dragu, care a fost ministrul finanțelor și e colega noastră acum și candidează de asemenea. Ăsta e genul de lucru care vine să repare ce nu s-a făcut în trecut și putea să fie prezent în România de mult mai multă vreme. Și sunt câteva angajamente care se uită puțin spre viitor. Pentru că da, trecem printr-o criză și recunoaștem asta și e important ca asta să fie prioritatea noastră numărul 1, dar e și un moment de accelerare a unor reforme. Pentru că o să avem acces la mulți bani, colegul nostru Dragoș Puzlaru din Parlamentul European, tocmai ce a închis negocierea în Parlament pentru peste 80 de miliarde. Un lucru de mare tristețe este că el a reușit acolo împreună cu colegii noștri din Renew și cu colegii din PPE să obțină peste 30 de miliarde la nivel european și pentru copii și tineri și nu vedem nimic din planul din România care să reflecte asta. România în propriu plan n-a cerut un leu pentru copii și tineri și reformele necesare pentru asta, lucruri care la noi în program se regăsesc puternic. Doamna Țoiu, de ce credeți dumneavoastră că politicile propuse de USR Plus pot schimba cu adevărat viața oamenilor? Adică cu ce sunt diferite politicile propuse, planurile USR Plus, de toate promisiunile electorale de atâția ani a celor alte partide? Sunt diferite pentru că le facem noi și asta nu vrea să sune deloc arogant. Este pentru că noi ce promisiune am făcut am îndeplinit. De exemplu, planul electoral cu care am candidat în Parlamentul European, care avea niște lucruri care păreau la vremea respectivă incredibile. Să legăm alocarea banilor europeni de respectarea statului de drept, pentru că România fusese călcată în picioare. Și un lucru care în momentul de față este obținut pentru toată Uniunea Europeană, pornit din programul nostru de electoral de la europarlamentare. Ni s-a reproșat un pic și în 2016 și la europarlamentare, câteodată și la locale, că nu avem promisiuni suficient de pompoase. Motivul pentru care nu avem promisiuni super pompoase este pentru că le punem pe foaie cu responsabilitatea de a le îndeplini apoi. Asta e principala diferență. Că noi ce am spus, asta este ce am făcut de-a lungul timpului și asta e dovedit și de colegii din USR care și-au dat demisia zilele astea ca să nu beneficieze de pensie specială, de exemplu. E dovedit de pachetul de birocratizare pentru afacerile mici și pentru ONG-uri pe care de asemenea colegii noștri din USR București le-au dus la îndeplinire în cei 4 ani de mandat în Parlament, chiar dacă aveau minoritate. Vă mulțumesc mult pentru prezența interviu. Înainte de final, doamna Țoiu, aș dori să vă rog să le adresați un mesaj alegătorilor înainte de alegerile din 6 decembrie. Da. E una din câteva lupte pe care le-am avut de dus împreună și motivul pentru care am avut de dus luptele astea împreună sunt ca să eliberăm instituțiile publice și statul și orașele noastre de impostură și de interesul politic versus interesul cetățeanului. Am reușit să facem asta împreună la europarlamentare, am reușit să facem asta împreună în București. E momentul să facem asta împreună pentru un guvern care să pune interesul cetățenilor pe primul loc și un parlament care să facă același lucru. Așa că 6 decembrie, mască, dezinfectant, pix în buzunar, să votăm în siguranță și acum, dar și pentru siguranța următorilor 4 ani.